Ce fac, băieți, și bine ați venit la un clip cu adevărat deosebit pentru mine. Astăzi, de ziua mea, am zis să mă fac o surpriză și să deschid un 87 plus middle or base icon pack. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Eu zic că avem FOD. Înainte să dăm drumul la distracție, nu uita să apeși și tu butonul de like pentru noroc în pachete, pentru tine, pentru mine, pentru toată lumea. Și bineînțeles, dacă îți place acest gen de conținut pe canal, suntem pe Road to Glory, contul pe care am plecat de la zero în Ultimate Team. Și uite, pentru cine nu se uită la Road to Glory, cam așa arată echipa noastră la momentul actual. Road to Glory este seria pe care o am în canal, pe canalul limba engleză. Avem Van der Sar, Carvalho, Cuadrado, Virgil, Hernandez, mijloc frumos cu Gerard și Rabiot în atac, Salah, Drogba, Mbappé și Ribéry. Avem și opțiuni pe banca de rezervă cu Coe, Kessié, Zambo, Keane, care am putea să-l punem aici pentru chemistry frumos, elegant. Hai să vedem cu middle sau base icon pack cum facem. Eu cred că am folder. Cred că am folder. Hai să vedem. 87 ne cere ceva? Nu, cere doar 87, nu cere vreun anume card cu peste 88-89. Ce înseamnă asta? Hai să vedem. High-low. O să încep să bag 89-89 să-mi fac o idee despre cât de jos putem să mergem cu celelalte carduri. Avem un 87, avem un Arnold de 87, un Lukaku de 86. Acele carduri de 89 să mă ajute să țină după aceea echipa în 87, pentru că noi deja adăugăm o grămadă de carduri mai low rated. Cum arată la momentul ăsta? N-arată bine, arată doar de 86, deși avem două de 89 adăugate. Fii atent că asta e povestea, trebuie să-mi iau un 87 Fabinho. Și după aceea ne mai trebuie un card de 87 și aia o să fie treaba. 87 Fabinho. Nu știu, cred că în ultimul timp s-a ridicat prețul la FOD, dar nu chiar atât, ovițule. Nu chiar atât, hai mai jos. Hai mă, că e acceptabil. Cred că maxim 18, 19, nu, 20, 21. Ăsta e, hai că l-am luat. Și să ne mai luăm încă un card de 87. Hugo Lloris, care s-ar putea să fie un pic mai scump pentru că este și utilizabil. Hugo Lloris 20, poate e mai ieftin, da, e un picuț mai scump. Nu era chiar cu mult. Gata și Hugo Lloris, gata și echipa. Submit direct. Putem să mai salvăm ceva, vreun 86 de aici? Da, e că am salvat un 86. Bun, hai să dăm submit și o să deschidem și acel Premium Gold Players Pack. Sper eu, cine știe, poate facem un pic de profit de acolo. Hai să-i dăm drumul, tată. Premium Gold Players Pack. E doar un gold. Naționalitate, o știți pe asta de pe engleză, Spain is Spain. Alex Remiro de 82, discard value la toată lumea de acolo. Avem și două player pick-uri de la World Cup. Cu cât strângem mai mult, cu atât o să avem premiile mai bune după încheierea sezonului. Hai să vedem cu 85 cum stăm. Erau câteva carduri de 85 pe acolo prin club, cred. Și avem tradable pe Brozo, n-aș vrea să-l bag, cred că dacă nu mă înșel, o să mai crească. Tata, de aici cred că începem să cumpărăm. Aveam un 86, un 85 și de aici ne ducem un 84. Poș ăsta, îl folosim? Nu. Montiel poate. Știți ceva? Montiel ăla arată destul de bine. Mai avem vreun 85 pe aici. Nu începem, intrăm în zona cardului de 84. Băieți, suntem bine. Ne trebuie decât un Müller de pe market. Doar un Müller aici de pe market. Ia să vedem. Thomas Müller. Ia lovițule. Și hai să deschidem și pe ăsta. Hai și pe ăsta. Țaca, paca, 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 paca. Gold Players Pack. Hai, tati, doar două carduri rare. Greu să iei ceva la asta. Greg. Italiano. Striker. Îl luăm, tati. 86 Immobile. 12-13.000 de coin sau cât e el pe acolo. Noi luăm. E primit acolo. Bun. Și un 87 de aici. Aveam deja. Și mai avem, fii atent, mai avem 83-ul care ne obligă la un Team of the Week. Faza e că eu, din câte știu, avem Team of the Week destul de fine și destul de mulți. Ia uite, o să-i dăm chiar un 84 să fie treaba și acum o să căutăm carduri Gold Rare High to Low. S-ar putea să... Uite, dar stai puțin.
De ce mă bag așa? Acum e mai bine, mă, păi nu mi-apăreau, mă, toate cardurile. Și începem să băgăm la ei. Cobble, frumos, elegant. Jesus Navas, Bobby Firmino se duce. Lemar și el. Diego Carlos a fost foarte bun la început de joc. Unul dintre fundașii mei preferați. Dembele nu-l dau. Acel gol Dembele ca super sub încă poate face senzații, zic eu. Suntem gata și aici cu 83-ul. Avem un premium gold pack și oare să facem o ruletă? Să facem oare o ruletă? Like, n-ar fi interesat, zic eu, ar fi interesat. Deschidem de pe store, fiți atenți. Premium gold pack, bam! Portugalia, Portugalia nu contează. Și acum, fiți atenți cum facem aici. Ne alegem și al doilea jucător, să fie Ousu. Nu l-aveam până acum. Bun, și acum aici schimbăm. Apasă Ovițel și nu ne uităm, fiți atenți. Am apăsat. Îi dau skip să nu vedem. Cred că suntem bine acum. Cred că suntem bine. Ia să vedem. Da, tată. Suntem bine! Și acum... mergem la echipă. Și să vedem cu ce naționalitate începem. Deci, primul rând, trebuie să fie Icon, Ovițule. După faza cu Icon, hai să vedem. Luăm pe ăstea mari și tari. Mari și tari. Hai, tată. Spania să fie prima. Nu e. Portugalia, Eusebio. Nu e Eusebio. Italia, ce poate să fie? Maldini. Nu e nici Maldini. Ruud Gullit, Johan Cruyff. Hai băieții mei. Oh, nu sunt nici ei. Lothar Matthäus. Nu e nici Lothar. Mamă, mă, micule. Anglia, ce să iei de la Anglia? Nu mai îmi dai iar Stevie G. Nu Stevie G, nu-mi da Anglia. Pe Cole, oare e utilizabil? Nici nu știu să vă spun. Nu știu să vă zic. Și cred că e varianta sa based-at. Oh la la la. Cred că e, nu cred că e util. Nu e base, e middle dacă îmi dădea. Stai un pic. Bă, ăsta e 200.000 de coins. De ce stă atâta? Deci 200.000 de coins pe market nu e chiar atât de rău. Noi am cam plătit 100.000 de coins pentru acest SBC plus ce am mai am fodder prin club. Îi pui un shadow pe el, dar n-are mă destul pace. Tot nu se face destul pace, foarte ciudat. Că dacă îi pui shadow, îți dă plus 8 la acceleration, plus 8 la sprint speed. Deci într-un 94 cu 93, stamina e bună. Se duce bine pe defending totuși. Maxează totul acolo. Are, ce poziție are? Are left back și left wing back. Bro, probabil o să-l încercăm în echipă. Probabil o să-l încercăm și cum ziceam, pe market e păi la 200.000 de coins. Deci se putea mult mai rău. Trebuie să vedem în următorul episod. În următorul episod pe canalul englez, acolo vedem clar cât de bun e iconul acesta. Bineînțeles că se putea mai bine, se putea și mai rău. Asta o să fie totul pentru astăzi. Vă pupă, Oviță, și ne vedem în clipurile următoare. Pa, pa!